Liberalii susțin că vor depune o moțiune simplă pentru demiterea ministrului de interne Carmen Dan. Motivele invocate sunt discrepanțele între declarațiile făcute de cei responsabili de acțiunile jandarmeriei în cazul mitingului diasporei din data de 10 august. Convocată de către Partidul Național Liberal la Comisia de Apărare din Senat, prefectul capitalei Speranța Clișeru a făcut o declarație cu despre intervenția forțelor de ordine în piața Victoriei în data de 10 august. Prefectul capitalei a afirmat că a semnat ordinul de evacuare a manifestanților din piața Victoriei după ora 24, adică în data de 11 august, în condițiile în care purtătorul de cuvânt al jandarmeriei a susținut că a primit acest ordin în data de 10 august la ora 23 și 11 minute. Se arată în comunicatul emis de Partidul Național Liberal. În acest context, Partidul de Opoziție a decis inițierea unei proceduri de constituire a unei comisii parlamentare pentru evenimentele de la protestul diasporei. Liberale au mai arătat că declarațiile reprezentanților celor două instituții sunt foarte grave, pentru că înseamnă că jandarmii au intervenit în forțe pentru dispersarea manifestanților fără ordin semnat de prefectul capitalei, așa cum prevede legea. În urma protestului din 10 august, și a violențelor de atunci aproape 500 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, peste 700 de plângeri penale au fost depuse deja la parchetul general, printre acestea se află și plângerea formulată de familia unui protestatar care a decedat la o săptămână de la violențe din cauza unor probleme de sănătate mai vechi. În acest caz, familia a spus că din cauza gazelor inhalate de protestatar, afecțiunile sale s-au agravat, lucru care ar fi provocat decesul.